participă la bun mers aceste localități. Sunt oameni care nu au decât o rea voință, nu văd alte argumente. Sunt bineînțeles împotriva mea, dar de fapt sunt împotriva cetățenilor. Domn primar, ce să vă pune rezolvați consiliul, nu mai avem nevoie. Asta am să fac, cu siguranță asta. Nu mai avem nevoie. Rezolvați consiliul, nu e posibil. A încercat, nu e. Domnul Marica, eu n-am intervenit când ați vorbit dumneavoastră, dar asta trebuie să o prevede dumneavoastră. Deci cum am venit, ce ai venit că n-am. Deci asta nu este o amenință. Dar cum e rădăși pe servitor? Ce e asta? Nu-i amenință. Domnul, mă las să vorbesc. Uite, dar nu recunosc. Păi, dar mă las să vorbesc. Nu vin de supertinte amenințare, nu interesați ridicul. Nu merită această comună un asemenea consiliu cu o asemenea consilieri. Nu vorbesc despre cei care sunt despre cei care judecă și gândesc pentru comunitatea din care fac parte. Sunt frustrați pentru că peste un an de zile niciunul dintre cei care îi vedeți aici nu va mai fi prezent pe șirul politic al Comunei Lungești. Sunt deja oameni încrășbiți împotriva dumneavoastră pentru că nu-i văd la alte activități, nici la inundații, nici la incendii, nici la lucruri care să fie benefice comunității și așa mai departe. Însă nu face altceva decât să vreze cum a făcut toată viața, decât să fie împotrivă, că n-are ales la asta. Să vadă de presie, lasă-l cu tână! A luat o serviciu care a scăpat la zona mică, a fost ajutor de băgător de seamă și, normal, să vă mai citesc acum, dacă îmi permiteți și cu asta chiar vreau să încheiem, pentru că sunt 10 minute care mi le răpesc. Reclamațiile făcute și dintre cei doi care au plecat de rușine, nu ne știu dumneavoastră, dar nu știți dumneavoastră, să vedeți un susul de la prefectură, și de Comisia Juridică, să vedeți ce aberații pot să scrie, să vedeți pe cine a stat de vorbă sau să vedeți pe cine a filmat. O parte a consiliilor locali din Comuna Lungești va lua cunoștință faptul că drumul discuțiilor dotate cu cetățenii ai comunii și cu unii angajați a primăriei au aflat că începând cu luna iunie a anului curent în cadrul primăriei pe care o conduceți, vă fi încadrate două persoane pe posturile de administrator și rețineți, vă rog, și responsabil SVSU. Menționăm că încadrarea trebuie făcută pe baza unui concurs popularitat în toată comuna prin toți consilierii locali în funcție, încadrarea în bugetul de cheltuieli să se regăsească, iar necesitatea încadrării să fie discutată urgent în ședința de Consiliul Local. Vă rog, insistem ca să țineți cont de părerile tuturor consilierilor, să respectați toți cetățenii Comunei Lungești, indiferent de rasă, la apartenență politică. Respectarea solicitărilor noastre se face să ne adresăm formelor superioare. Și bineînțeles că se semnează cei 7 magnifici, nu-i mai citesc că n-are rost, îi le citesc pe toate, rețineți din ele și voi o să vă citesc răspunsul. La altă sesizare, tot un proces verbal încheiat, dar datele nu mai contează, expune de motive cu privire la societății cetățenilor referitoare la distrugerile culturilor agricole de către porcii mistreți. Angajările făcute de primărie din nou, cheltuielile la ziua olandului, și anume, ordinea de zi, cum zic dumneavoastră, un mitrașcu, zice că a fost prezentată o expune de motive înaintată secretarii date 24. Domnul Carcadia Gheorghi, care a plecat, suportă greu anumite vorbe, că la Fumureni oamenii sunt nemulțumiți că faptul nu se iau măsuri pentru protejarea culturilor. La punctul 2, domnul Mitrașcu spune că răspunsul primit azi de la primării care urmare a solicitării măsurilor nu este întemeiat în mare parte. Și o să vă citesc răspunsul. La punctul 3, domnul Carcadia spune că de ziua luarului cătuielilor au fost discutate împreună cu consilierii într-o ședință oficială, totul făcându-se de către primar. Aici pot să fac pentru consilierul reține că este stipulat de răspuns. Banii am venit la Consiliul Județean, m-au venit și alte localități, n-am afectat bugetul local, pentru că noi nu ne extindem, nu ne permitem. Oamenii cu proces verbal zice că respectivii consilieri cu președinții comisiilor, așa, ce solicită răspuns din partea secretarei, care prezintă legătura între Consiliul Local, aparatul primării și a cetățenilor, al căror secretară este. Ne secretara primăriei, secretara cetățenilor. Solicităm să ne puneți la dispoziție proces verbal de ședință ordinară de luna martie. Mi s-a fost bineînțeles. Și acum vă citesc răspunsul la toate cele puncte prezentate, urmând a fi cele către prefectură, foarte repede. Dumneavoastră, în calitate de consilier local, ar trebui să aveți cunoștință despre materialele pe care le dezbateți în cadrul ședințelor de comisie, pe care ulterior le votați în cadrul ședințelor Consiliului Local, prin aceste materiale, aflându-se și organigrama și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Lungești, pe care dumneavoastră l-ați aprobat, atenție, prin HCL din 14, numărul 14, din 31-3-2015. Tot prin același HCL ați aprobat modificarea postului contractual vacant
Și acum iar să fiți atenți. Din muncitor calificat, un muncitor necalificat. De ce? E simplu. Muncitor calificat însemna un anumit criteriu de angajare și un salariu mai mare și nu aveam posibilitate, iar muncitor necalificat însemna cineva care venea sau o plătură mult mai largă care să putea cadra în această categorie, lucru care s-a și întâmplat. Și în 3 luni de zile, cu toate procedurile necesare publicate pe cele 5 metode de publicare, s-a ținut concursul. În totală recunoștință de cauza amintit, sunt solicitat dumneavoastră de postul de administrator târg, care nici nu există în organigramă. În organigramă nu există asemenea post, dumneavoastră știți denumirile posturilor pe care le aprobați anual prin hotărâre de consiliu. Este inadmisibil ca după 2 sau mai multe mandate de consilier pe care le aveți în prezent să nu cunoașteți legislația în vigoare în ceea ce primește administrația publică locală, să știți că ocuparea unui post se face prin concurs organizat în baza legii, lucru pe care l-am făcut, să poate face reclamații unde vor. Concursurile pe care le-am organizat pentru ocuparea posturilor vacante și anume muncitori necalificat și șef SLSU au fost organizate în baza la G 286/2011 cu modificare și completările și anume publicate în Monitor Oficial, în ziarul Arena, în afișarea anunțului la sediul primăriei, pe site-ul primăriei, precum și publicarea anunțului pe www.posturi.gov.ro. Tot ceea ce înseamnă legal am respectat referitor la angajarea celor doi băieți. Dacă dumneavoastră ați fi dezbătut în ședința de comisie materiale primite înainte de decizia Consiliului, ați fi consultat legea înainte de a formula această solicitare, ați fi observat că legea nu prevede ca necesitatea încadrării pe un post vacant care apare în organigramă și a fost votată dumneavoastră să mai fie discutat încă o dată în ședința de Consiliu.